Tutunul ucide, inclusiv planeta. De Ziua Mondială fără Tutun, OMS publică un raport despre efectele devastatoare ale industriei tutunului asupra mediului. Pentru a mări suprafețele cultivate cu tutun, sunt tăiați 600 de milioane de copaci în fiecare an. 200 de mii de hectare de pământ sunt cultivate cu tutun, iar plantațiile consumă 22 de miliarde de tone de apă și emit 84 de milioane de tone de dioxid de carbon. Și asta este doar o parte din dezastru. Cel mai mare poluator al planetei sunt mucurile de țigară. 4,5 mii de miliarde ajung în natură în fiecare an și fiecare dintre ele poate polua până la 100 de litri de apă. Filtrul țigărilor conține microplastice, iar OMS consideră că nu are niciun beneficiu asupra sănătății, de aceea cere să fie interzis, la fel ca tacâmurile din plastic, și să existe doar țigări fără filtru. Dacă nu putem să renunțăm la țigări în general, atunci să existe doar țigări fără filtru. Hofi, ideea este că acest semnal de alarmă tras de OMS este foarte bun. Mai devreme am enunțat așa cât de devastatoare este această industrie asupra mediului, dar să nu uităm cât de devastatoare este și asupra fumătorului. În lume, anual, mor peste 8 milioane de oameni. Pe lângă toate astea, am vorbit și despre impactul acestor țigări nou apărute pe piață, mă rog, nu de ieri, de astăzi, dar oricum cele electronice, care la fel poluează extraordinar de mult, și fumul de țigară produce de 10 ori mai multă poluare în aer decât produc mașinile diesel, spre exemplu. Nu, stai un pic, de unde rezultă asta? Cine a făcut comparația și cum a măsurat acolo poluarea oferită de țigări și cea folosită de mașinile diesel? Pentru că sunt mult mai multe mașini diesel, până la urmă, și decât fumătorii, da? Păi, e ceva ce nu pot accepta. Au analizat fumul produs de mașini și fumul produs de țigară, iar fumul produs de țigară produce niște particule foarte fine care sunt foarte periculoase și sunt un element periculos pentru aer, pentru sănătatea noastră. Eu zic că e și o chestie acum la îndemână, că există o politică în toată lumea, cum ai spus și tu, există de a se renunța la țigări, dar trebuie să schimbăm, să renunțăm la țigări. Venită și asta așa ca peste noapte, ca dintr-o dată, că pe mine asta mă minunează. Cum adică se fumează de, nu mai zic că de mii de ani, dar se fumează intensiv de 100 de ani încoace, da? De 50 de ani încoace fumează peste jumătate din planete, da? Și aceste studii nu erau făcute în dauna motoarelor diesel, da? Motoarele diesel au fost prezentate ca fiind draconice. Acum, dintr-o dată, care omoară mai mult? Eu văd ca pe o politică, știi, și nu este o politică de a înlătura un viciu, că măcar dacă ar veni, băi, să nu mai avem viciu, dar au dispar țigările, apar neo-țigările, știi, ca și țigările astea cu vaping-ul și electronice, cum sunt ele, e ca neo-bărbatul, bărbatul însărcinat sau cu femeia cu mustață și astfel de situații. Ce? Sunt, păi ok, sunt, se fumea, nu, se fugi dintr-un loc în altul cu aceste vicii și nu rezolv. Cred că eu zic că trebuie să ne întrebăm ce este în spatele acestei chestiuni. Că dintr-o dată, hai, aici am ajuns că țigările poluează mai mult ca motoarele diesel. Încă pe asta n-am mai auzit-o, abia așteptam. Păi banii din această industrie sunt mai puternici decât sănătatea omenirii. E clar asta odată. Lucru pe care l-au descoperit și cei de la USR. Înainte de pandemie au avut un proiect de lege care în 2020 a fost respins în Parlament. Proiectul lor spunea că definea țigările electronice, dar și aceste dispozitive de încălzit tutunul ca fiind nocive și la fel erau contra promovării țigărilor, mai ales în rândul copiilor. Pentru că despre asta este vorba. Ok, fumezi, dar poate când ești matur, iei această decizie altfel, cu altă gândire, nu mai fumezi atât de mult, dar dacă te apuci de la o vârstă mică să fumezi, atunci da, sunt probleme. Și de asta ar trebui să intervină autoritățile, să intervină, nu știu, aceste business-uri sau companii care se plâng că ele nu vor să renunțe la campaniile la câștig, astea de promovare. Nu vor să renunțe, da, pentru că se bazează pe asta. Păi da, te bazezi și pe oameni, da? În primul rând te bazezi pe oameni și după aceea pe câștig. Capitalul okay, vital campanii. Pentru fiecare business este format din oameni, da? În cazul de față, capitalul vital se leagă cumva și de capitalul mortal. Ce spui tu despre țigări și politici luate de stat? Că de-aia zic de state, de toate statele, de organismele internaționale. Sunt diferite, dar eu zic că când vrei să afli cum va arăta lumea peste, hai să spunem, 10 ani sau peste mai mulți ani, zic să te uiți la următoarele țări.
Australia, Noua Zeelandă, Canada, pentru că acolo sunt, se fac primele inovații. Da? Și am văzut că în urmă cu câteva luni Noua Zeelandă a avut următoarea politică: cei născuți după 2008 nu mai au voie să cumpere țigări. Cum îți sună ție chestia asta? Și nu știu unde o fi, cum face diferența între cei născuți între 2008 și cei din 2007 au voie să cumpere. De ce e chestia asta? Ei, ca să se înlăture, evident, fumatul de tot, peste tot pe planetă. Da? Și cum poți să faci chestia asta? Nu poți să le interzici tuturor să fumeze, că unii s-au obișnuit. Bă, da, s-au gândit cei care sunt născuți din 2008, deja, hai că nu fumează, poate nimeni de pe acolo. 14 ani acum. Și o să ajungem că peste 50 de ani să nu mai ajungă practic să fie niciun fumător. Și da, mi se pare. Bine, să nu cumpere, nu să nu fumeze, dar dacă nu poți dacă să cumperi. Dacă nu cumperi, ce fumezi? Trafic. Exact. Mi se pare din Ucraina. Ai dat câteva exemple, îți mai dau eu acum câteva exemple. Uite, spre exemplu, Franța și Spania folosesc principiul poluatorul plătește. Ok, nu putem să ne punem, să ne luptăm cu această industrie, dar atunci, dacă tu ești poluator... Dar de ce nu putem să ne punem cu această industrie? Pentru că se pare că banii care vin de acolo ajută foarte mult autoritățile, da? Autoritățile, partidele, oamenii de afaceri și... Nu poți să oprești această industrie. Dacă nu poți să oprești, atunci pune-i să plătească. Asta și știi cum prin... e? Îl împuști pe unul și plătești familiei banii de mormântare și a rezolvat situația. Păi asta este cum ajunge? Chiar așa. Ce-i să faci industria asta mai responsabilă. Uite cum am spus mai devreme despre dispozitivele de încălzit care folosesc microplastice. Da? Bun. Alea trebuie eliminate. Asta propune și OMS. Încă o chestie. Atât timp cât sunt, că sunt câteva reclame care promovează țigaretele, hai să fie și reclame, spoturi, care spun despre efectele devastatoare ale țigărilor. De asemenea, deci în școli... Să facă reclamele astea, să le facă cei care fac țigări, nu au cum să le facă ei. Păi ar trebui să facă, ar trebui să facă și ei, să fie responsabili. Că ei... Păi cum eu fac cafenea și zic, uite, păi vând cafeaua asta care păi îți face da, rău? Ei vând o travă. Stai, așa, vrei să ne uităm fiecare care vinde o travă? Până la urmă, alimentele din hipermarketuri, din orice magazin, știi câte o trebuiau și ele în ele? Și ce? În momentul în care... E 3, 4, 0, e 7, 9, 8 și așa mai departe. Ți-am spus mai devreme de câți oameni mor în lume din cauza țigărilor. Nu putem să comparăm neapărat cu alimentele în care, ok, sunt substanțe chimice, dar cam în toate sunt substanțe chimice. Păi cred că și în aerul pe care îl respirăm acum sunt fibre care ne afectează, da? Bun. Ieri vorbeau colegii noștri, că nu eram noi aici, despre cancer, da? Și mureau foarte mult și de cancer, da? Iar cancerul este provocat, printre altele, și de fumat. Deci îi putem trece la două categorii. Sunt multe criterii prin care separă oamenii vii de oamenii morți, dacă vrei să spunem, care aduc la moarte. Și cu toate astea nu se schimbă atât de mult politicile, știi? Acum se moare, tot vedem în fiecare zi că mai apar câțiva morți din războiul din Ucraina și iarăși nu văd schimbări atât de radicale. Se întâlnesc niște oameni la niște mese, vorbesc că ce om face, ce om drege și viața merge înainte. Pentru unii, că nu trec toți de ziua aia. Păi da, atât timp cât se poate face o mișcare, cât de mică este, de ce să nu se facă? La fel, în școli, consider că ar trebui introduse niște proiecte în care să vorbească despre ce efecte are acest tutun asupra organismului. Fii convins că se vorbește la școli, se vorbesc în WC-uri, acolo unde stau elevii și fumează, acolo se vorbesc. Bă, dar tu te-ai apucat și tu de fumat, dar e rău. Ai, bă, că nu e așa rău, că bunicul meu a fumat, are 80 de ani, nicio problemă. Știi că tot timpul se găsesc părțile care sunt favorabile la chestia asta. Mai am o propunere, să crească și mai mult prețul țigărilor. Poate așa copiii cu banii pe care îi primesc de la părinți nu își mai cheltuiesc toți banii pe aceste țigări. Nu, să mărești prețul la țigări, știi ce înseamnă? Să crească și mai mult piața neagră. Pentru că piața neagră la vândut de țigări este uriașă, este gigantică și acum... are o parte de o mare provocare, pentru că la noi cele mai multe țigări la negru vin din Ucraina sau veneau din Ucraina. Însă ele mai vin și acum. Îți zic sigur că vin și acum, trec și acum. Eu am fost în urmă cu o lună chiar acolo la Siret și sunt, uite, dintre acești refugiați, da, care trec granița și sunt și vin cu țigări, sunt oameni din oraș care mi-au spus așa ceva.
Nu am motiv, nu i-am filmat. Dacă mă pune cineva să-i filmez, nu i-am filmat. Însă, cu siguranță că autoritățile știu acest lucru. Oamenii de acolo știu asta. Deci se practică acest lucru. Prețurile, ce crezi, au crescut. Deci cumva este, până la urmă, situație convenabilă pentru unii care vând. Da? Se vor vinde țigări și în continuare. Mărirea prețurilor nu va schimba mare lucru. Va schimba profitul, va crește pentru unii dintre ei. Iar asta cu poluarea... Eu nu știu, iarăși o schimbare, să ne gândim la altceva, știi? Iar nu vă mai gândiți la aia, gândiți-vă la poluare, că este la modă. Există, dar există, nu are ceva. Cum. Am spus mai devreme că sunt aruncate 4,5 mii de miliarde de mucuri de țigară. Păi nu te contrazic, că văd și eu tot felul de nesimțiți care aruncă. Și încă o problemă. Toate mucurile astea de țigară nici măcar nu sunt în responsabilitatea celor care le produc. Sunt tot în responsabilitatea autorităților locale, contribuabililor, ei să strângă această mizerie. Păi știi cât le costă pe statele astea mari, da? Uite, îți dau câteva nume. Nu știu, China, aproximativ 2,6 miliarde de dolari, plătește în fiecare an să strângă toată această mizerie produsă de țigări. SUA, peste 200 de milioane. India, aproximativ 766 de milioane. Păi și Germania, ce să le plătesc la fel, eu? Lasă să plătească. Dacă... Plătim și da. Noi, da. Și noi suntem gunoiul când se adună gunoiul, dăm bani și noi la bugetul statului. Păi și aici vreau să ajung. Că tu spuneai că, uite, respectivele companii să facă un pact cu guvernele și cu diverse organizații de sănătate și de ce ori mai fi ele. Hai să fie bine în lume și să fie sănătate. Păi nu poți, că este conflict de interese. Cum pot să cred eu în pactul pe care îl face o companie producătoare de țigări pentru un, da, pentru, deci acest pact pentru împotriva fumatului? Deci nu mi se leagă, adică nu rezultă. Păi cum, și atunci dacă... cum ți se leagă că pe pachetele de țigări apar acele imagini oribile în care spun că, și scrie, fumatul dăunează grav sănătății, și apare o imagine oribilă, da? Sunt atractive, da. Păi, sunt atractive. Sunt incitante pentru cei care le folosesc, da. E în contradictoriu cu ceea ce spui tu mai devreme. Păi, este practic... în contradictoriu cu scopul pentru care au fost făcute. Asta vreau să zic, că nu a scăzut. Este studiu făcut. Nu au scăzut vânzările ca urmare a acestor mesaje și imagini de pe pachetele de țigări. Au fost făcute, aflăm acum, degeaba. Bine, am văzut fumători care întorc pachetul când văd acea imagine. Nu e plăcut să vezi treaba asta. Nu știu dacă, chiar nu știu dacă sunt persoane care au renunțat la țigări de-a lungul timpului pentru că au văzut imaginile alea, dar oricum impactul vizual, eu zic că rămâne. Iar dacă auzi în jur că cineva... Când fumează, ia pachetul și se uită așa la el. Fumează, știi, și se uită la pachet. Păi nu, păi tocmai, se uită și îl pun departe. Nici nu se uită. Cine se uită la pachet? Ia țigara și vede viața lui. Eu în jurul meu persoane care dau mai departe. Oribilă poza. Da. Bine, cu țigara în mână. Până să apară aceste imagini, oamenii se uitau, în timp ce fumau, se uitau la pachetul de țigări. Bă, ce frumos pachet. Bă, ce frumos. La fiecare țigară pe care... Frumos pachet, frumos. Nu, nu avea nicio legătură. Nu se uita nimeni niciodată. Acum întoarce ca să nu se lovească de ochi această chestie. Cine pierde, știi cine? Sunt cei care făceau colecție de pachete de țigări, care erau frumoase. Aveau un farmec al lor, nu mai au niciun farmec, știi? Făceau roboței, tot felul de chestii.